Ionuțule. Stai așa că e exces de zel aici. Gardurile, stânga, dreapta, și avem puțină hoinăreală. Baia Lambo este gata, fraților. Nu vreau să așteptăm, că ăsta e super șmecher. Mi se pare excesiv de scump. Lambo! Chiuvetuța Lamborghini mâncau artata. Să vadă lumea, fiți atenți, da? Îți cu lapte, îți cu vlog, îți cu bună dimineața. Trezirea. Îți cu bună dimineața, cu zgomotul bormașinilor, Ionuțule, care ne plac atât de mult astăzi, fratele ABT, în sfârșit a venit la montaj, fraților, pentru că ne-am tot sincronizat cu Nașu. Nașu i-a zis, bă, stai așa ușor, nu ne lua pe repede înainte, ca să punem tabla la garduri și la case atunci când trebuie. Ionule, Ionuțule, stai așa că e exces de zel aici. Iubesc faptul că ești harnic, dar stai două secunde să filmăm și noi, tată. Lasă-mă, băiatul, în pace, mă, tu stai aici prezentabil la cameră, frații mei. Avem și șapcălie de la fratele ABT. Am reușit să montăm gardul, stânga, dreapta și fațadă. O să vă arătăm de îndată ce ieșim afară. Mai avem porți stânga, dreapta, fraților, și mai avem și porți auto de la gardurile din față, urmând ca data viitoare, când ABT vine, să vină și cu porțile auto de pe spate și gardurile despărțitoare de la casele din spate. Ionuțule, știți deja regula, nu facem rabat de la calitate, fraților. Vorbim de tablă vopsită electrostatic la 220 de grade. 200 de grade, am mai băgat eu 20 bonus, Ionuțule. Totul este cât se poate de atent finisat, pentru că Hâț Residence înseamnă, printre altele, calitate a produsului, fraților. Uite cât de frumos arată gărduțul ABT și cât de frumos se vede în sfârșit de la mine din casă, că am reușit să închidem curțile. Ionuțule, haideți cu mine până în față să vă arăt despre ce este vorba. Deci gardul lateral închis, gardul lateral închis, Ionuțule. Balustradele de la balcoane o să vină pe următorul transport, iar după ce termină cu porțile din spate, băieții se vor ocupa de porțile auto, după cum vă spuneam, de la căsuțele din față. Și cred că atunci când ne vom întoarce, pentru că avem puțină hoinăreală pentru mansardă, fraților, o să vă arătăm și din dronă cum se văd în sfârșit gardurile a 8 case în linie terminate. Îmi pare rău că nu sunt și panourile 4 de la gărduțele din coada caselor, Ionuțule, dar undeva pe săptămâna viitoare fratele ABT ne-a promis că va rezolva și această situație. Decolăm să ne uităm de cadă neagră pentru mansardă, Ionuțule, baterie neagră freestanding, am învățat un termen nou, o să vă arătăm despre ce este vorba, și căcănescul știm deja, pentru că este folosit și la Hâț Residence și în Baia Lambo. Apropo, Baia Lambo este gata, fraților, și o veți vedea tot astăzi, pentru că în timpul în care noi o să fim la alergătură după sanitare, Ionuțule, se montează jaluzelele negre în Baia Lambo, jaluzele care au rămas cireașa de pe tort, după care vă vom putea arăta cum arată și baia gata. Așadar, nu mai stăm pe vorbe, Ionuțule, mergem repede să nu prindem aglomerația aia de oră 5 și revenim, sperăm, cu toate lucrurile gata și de la ABT. Bă, băiatule, nu e dată să venim la SSAB și să nu fim uimiți de ceva. Deci uitați-vă la lumina asta, culisează, nu culisează, care este de fapt o lustră atârnăreață cu un spot bidirecțional atârnat pe șmecheria asta și care luminează chestia asta de sus. Incredibil ce au oamenii ăștia aici. De fapt și de drept, Ionuțule, noi am venit să vedem altceva. V-am spus că suntem aici să vă arătăm și vouă și să ne interesăm de o baterie freestanding. Ce înseamnă acest termen pompos? De fapt și de drept înseamnă bateria care este pusă lângă cadă, Ionuțule, pentru aceste căzi noi, care sunt efectiv separate de tot ceea ce înseamnă pereți, învelituri pe în jurul căzii ca să nu se vadă țevile. Teoretic, cada vine direct în mijlocul băii, ca să spunem așa, se anexează la scurgerea pe care tu trebuie să o ai pregătită, exact cum este și chiuveta Lamborghini, teoretic vorbind, exact cum e chiuveta Lamborghini pe care știți că o avem de la SSAB. Acum o să mergem pe o cadă neagră, Ionuțule. V-am arătat exemplul ăsta pentru că ăsta este expus, cu o baterie freestanding, dar care baterie freestanding în cazul băii mele de la mansardă va sta undeva în colțul acesta. Annie Rock, hotelul din Arad, la care stăm de fiecare dată, are același mezamplas, tot cu baie de sticlă. Știți că v-am spus de foarte multe ori că mă inspir din locurile în care merg, pentru că ăsta este cel mai mișto lucru atunci când construiești. Pe oriunde mergi, îți fuge ochiul la lucrurile noi. Așteptăm să vedem acum dacă fetele de la SSAB ne pot ajuta cu o baterie freestanding negrumat în timp de o lună, o lună jumătate maxim. Dacă nu avem neapărat posibilitatea de o aduce atât de repede, Ionuțule, o să ne orientăm către altă situație, pentru că nu vreau să așteptăm, nu vreau să mă întind nici foarte mult cu lucrările în mansardă. V-am spus că încerc să fie cât mai eficientă lucrarea din mansardă și să nu cheltui foarte mulți bani, întrucât în afară de locul de gaming pe care îl voi folosi în mod constant, nu știu de câte ori va fi folosită mansarda, dar este un loc al casei și este păcat să rămână neutilizat. Mai mult de atât, el va crește valoarea casei considerabil. Ia zi, Ionuțule, dacă dau acum drumul, curge apa? Nu curge nicio apă. Fiți atenți, mă uitam la bateria asta, bine, asta e varianta pe auriu, Ionuțule, cu dușul
magnetic. Aceeași baterie o avem și noi acasă, în baia Lambo, pe care o să o vedeți în câteva secunde. Deci, Jonuțule, am găsit-o și pe cădiță, mâncau artata. Ia vezi cum o cheamă, Nebula. Are 1,70 m. Acum știi care-i duma? Fratele vostru o achiziționează direct. Deci hai să o probăm puțin așa, să vedem care-i treaba cu ea, că până la urmă așa vine ea și în casă. Știi ce mă gândeam acum? Mamă, ce tare este. Nu-mi dau seama dacă poți cumpăra și un din ăsta și dacă au pe negru, că ăsta e super șmecher. Deci varianta de 170, fratele, în cape bestial, fraților, costă nici mai mult, nici mai puțin de 5200 de lei. M-am uitat pe internet în materie de căzi din astea care v-am spus că stau separat de perete. Cam ăsta este prețul la variantele de 170, ce mi se pare foarte cool. Cori, vino pe partea asta la altă. Este faptul că are și la unele dintre ele n-am văzut, are și supraplin. Mi se pare foarte interesant pentru că vă dați seama că supraplinul este tot prin ea făcut, de așa natură încât dacă ferească Dumnezeu uiți apa curgând în cadă, supraplinul scurge direct prin scurgerea de aici, Jonuțule. Văd că dopul este cu puși, exact cum avem la toate chiuvetele, deci este senzațională, achiziționat pe loc. Doamne, cât de frumoasă este! Abia aștept să văd cum o se vadă prin sticla aia fumurie de la AG Mirror. Plătim și revenim! Deci, Jonuțule, partea cu bateriile negre freestanding este mai complicată. Vă las aici poză cu ceea ce caut. Prețul nu este mare. Problema e că în aproape niciun magazin nu sunt expuse. Am fost la Horbăculescu și la XXX și de unde am luat cada de la Mob Expert, Jonuțule, motiv pentru care înțeleg că va trebui să fac o comandă. Nu mai mergem până la Leroy Merlin pentru că ne este teamă că pierdem timpul pe drumuri aiurea și, obiectiv vorbind, cam ăsta este modelul. Toate sunt la fel. Am găsit în site-ul de la Horbăculescu ceva pe model antic, 23 de milioane, mi se pare excesiv de scump. Am găsit căzi pe la 100 de milioane, dar albe în interior, deci cred că am făcut un super deal astăzi. Fiind ajunși la XXX Luțescu, mi-am amintit că vreau să iau un dulăpior din ăsta mic alb și pentru baia de jos, pentru că acolo și chiuveta și closetul sunt albe, deci se va potrivi. Nu mi se pare neapărat cel mai cool preț, având în vedere că palea pe care le-am luat eu de la Ikea cu ceva ani, le aveai tot la banii ăștia, dar full oglindă și lateral și înăuntru. Important e că e cute, are aici și o priză și ce mi-a plăcut este că, spre deosebire de celelalte dulăpioare de baie, ăsta are o singură ușă cu o singură oglindă, Jonuțule. Deci ăsta o să vin acolo pentru că ne este arhi suficient. Hai să-l mai văz o dată, dar îl văz și este bine. Nu știu sigur dacă l-a chit neapărat acum, o să mă mai studiez piața. La Ikea știu că nu mai sunt alea pe care le-am cumpărat eu, asta mă doare în inimă, dar vedem ce or mai avea și ei și ne hotărăm de unde alegem. Haideți acasă pentru că s-au montat și jaluzelele noi, să vă arăt baia Lambo! Ca să nu uităm, Jonuțule, pentru toți cei care se află în plin proces de construcții și care sunt pasionați de ceea ce ține de construcții, fraților, înainte să urcăm în baia Lamborghini, unde am folosit noul kit de la Sika Adeplast, partenerii noștri, Jonuțule, vorbim despre kitul de hidroizolație, care este cea mai nouă găselniță în materie de hidroizolații de la Sika, fraților, pentru a putea să vă înscrieți să câștigați și voi un kit, să vedeți despre ce este vorba. Vă las linkul în descriere. Este senzațional și este unul dintre lucrurile cele mai importante atunci când vorbim de băi, fraților. Și nu numai de băi, pentru că știți foarte bine cât de păcătoasă poate să fie apa atunci când vine vorba de infiltrații. Așadar, căscați ochii bine, urechile cât foile de varză și ochii cât cepele, cum spune mamișor, Jonuțule, și aveți mare grijă atunci când dați hidroizolația. Că-i baie, că-i piscină, că este orice loc unde este vorba de umezeală multă și de apă, nu luați lucrurile în joacă, pentru că știți foarte bine de la căsuța mea cât am pătimit acolo unde nu ne-am ocupat de hidroizolație ca la carte. Așadar, aveți linkul în descriere. Kitul a fost folosit și la baia Lamborghini, pe care o să o vedeți imediat, Jonuțule, și este calitate Sika. Știți foarte bine cât de buni sunt cei de la Sika, nu mai stăm de discuții. Hai în baie. Frații mei, nu mai stau să fac nicio intrare cu deschidere de ușă, că mă gândeam cum să facem să fie nebunie. Vă rog frumos să priviți noua baie Lambo, fraților. Totul este făcut în nici mai mult, nici mai puțin de 2 săptămâni de zile. E drept, a durat mai mult până când ne-am mobilizat. Trebuie să vă recunosc că am cumpărat un suport de prosoape, Jonuțule, care a venit el singur aici cu un dublu adeziv. Da, uite că încă lipocește, da? Și eu, ca un băiat cu minte ce sunt, am zis, bă, nu mai găurim pereții, îl punem și noi aici frumos, așa, i-am dat și cote, bang, am pus frumos un prosopel. Păi uite că vezi, stă mai bine. Ce crezi, l-am găsit direct pe jos. O să iau eu un alt silicon, Jonuțule, frumos căcănesc cu bai SSAB, tot ce vrei, capac slim, Jonuțule. Nu vă uitați că este un pic praf, pentru că am tot avut fel de mini renovări.
astăzi, chiar în timp ce noi eram plecați, au venit noile jaluzele, Jonuțule, pe care le-am vrut un negru transparent. Am vorbit cu cei de la Anmar să venim și cu un rulou blackout care o să fie aici, la suprafața geamului, cu un 5 cm peste pereții laterali, pe care când îl tragi în jos ai 100% intimitate, dar să nu uităm că această parte a scării va dispărea, pentru că este partea de scară care ajunge până la mansardă, Jonuțule, de la piste de rezistență. Vă rog frumos să observați cum arată chiuvetuța Lamborghini mâncaua tata și cu apa noastră, care vine din tavan, bă băiatule. Ce să mai vrei, bă, mai mult de atâta? Uite ce au inventat nebunii ăștia de la SSAB. În altă ordine de idei, pentru cei cărora le plac chestiile inovative, toată baia este încastrată în oglindă fumurie de agemiror, fraților. Aici avem sticlă fumurie, oglindă fumurie și în duș, ceramică pe toată zona dușului, Jonuțule, închis cu silicon negru după ce am dat hidroizolația de care vorbeam, fraților, și superba baterie pe care deja o știți în varianta aurie de la SSAB, care iau-te cum suge dușul mâncaua tata. Iertați-mă expresia, dar ăsta este adevărul. Și amintiți-vă-ți când am cumpărat acest cubuleț la 90 de lei înainte să falimenteze casa Rusu, Jonuțule, pentru că am zis, bă, eu o să am o baie neagră și îmi doresc, fiind baie Lamborghini, să am și o hexagoane, da? Deci cam așa arată noua baie Lamborghini, Jonuțule. Ne mulțumim și băieților de la Nexo, le mulțumim tuturor celor care s-au implicat în mod direct în această băiță și tocmai pentru că, din punct de vedere design interior, Jonuțule, negru mat este acum la mare căutare. Încercați să vă imaginați cum o să arate mansarda în aceeași temă negru mat. Mai mult de atât, trebuie să vă recunosc, acest geam este vopsit de mine, fraților. O să merg până la capăt să vă spun și ce nu am făcut, pentru că jaluzeaua de dinainte era blackout, n-am acordat foarte multă atenție interioarelor geamului, dar stați liniștiți că îmi scot pensulica și o luăm de la capăt, mai trebuie dată o mână și pe interior și uite ce frumos arată termopanul negru, Jonuțule. În rest, totul a fost schimbat, prizuțe negre de la Gevis, Jonuțule, și LED-ul în pardoseală, care din punctul meu de vedere este cea mai șmecheră găseliță de la garsonieră încoace. Am rămas virusat pe partea asta cu LED-uri în pardoseală. Am terminat și cu baia Lambo, Jonuțule, ia vezi tu aici. Cel mai tare cadou l-am primit de la Vlad, fraților, și este un teu cu care teoretic ștergi geamurile, dar ce credeți că face fratele vostru? Habitaclul de duș fiind ușor mititel, apa mai sare și pe aici și la sfârșit, uite așa cu teul ăsta, trag apa, da, să vă arăt un pic să înțelegeți despre ce este vorba. Deci este senzațional. Chelule, dă-te la o parte să vadă lumea, fiți atenți, da? Deci am scos niște apă numai ca să vă arăt despre ce este vorba și acum țineți-vă bine. Deci nu vă vine să credeți. Ia fiți atenți aici. Bă, un cauciuc, ia uite-l, mă. Ia uitați-vă, bă, fraților, cum face. Deci nu e asta, nu e o reclamă, da, l-am primit cadou. M-am hotărât să mai cumpăr unul și pentru baia cealaltă, în primul rând pentru că este negru și în al doilea rând pentru că te ajută foarte mult să scapi de apa care iese aiurea prin baie atunci când faci duș și faci lăcăraie, Jonuțule. Cam atât de astăzi, deschidem ușa ca să ne îndreptăm către răcoare, că s-au făcut 500 de grade în baie în momentul în care am închis ușa, fraților. Și vă spunem că am terminat și cu daily vlogul de astăzi. Ne-am întors pe meleaguri românești. Mai avem un vloguleț din America, o să intre el pentru că este extrem de greu de editat. În rest, ciocănim la concerte. Iar sâmbătă aceasta ne vedem în Costinești la ora 18 la poze și la 19:45 pe scenă, iar la ora 22 fix suntem în Năvodari să sărbătorim zilele Năvodariului, Jonuțule, iar la poze rămânem după concert. Până una alta, nu uitați să subscribe, Dorian Popa, și să aprindeți coțopelul, pentru că în fiecare zi cu surile trâmbițe gălăgie și cea mai nebună energie. Noi suntem aici înspre a vă face zilele mai frumoase și a vă așterne clasicul zâmbețel în colțul guriței. Nu uitați să follow pe Instagram Corile V, eu sunt Dorian, follow pe Spotify Dorian Popa, like pe cel mai obosit în Facebook și de asemenea nu uitați să aveți o zi, o cafeluță și o vară mirobolante!